Mie mi se pare, în primul rând, că această lege trebuie nu doar declarativ, ci și factic să vizeze într-adevăr cazurile sociale. Nu cred că această lege, sub acoperirea declarativă a cazurilor sociale, să rezolve problemele speculatorilor imobiliari care au luat credite de milioane sau zeci de milioane de euro să cumpere imobiliare sau să investească în imobiliare și acum văd că nu le mai funcționează piața și să arunce în aer sistemul bancar ca să-și rezolve problemele. Dacă noi destabilizăm sistemul bancar, tot asupra celor care iau credite de la bănci sau care țin banii la bănci, se vor răsfrânge negativ aceste efecte.